Azi gătim caracatiță cu unt și usturoi trasă la tigaie. Primul lucru pe care îl facem este să batem caracatița pentru a o frăgezi. Cu cât o bateți mai bine, cu atâta aceasta va fi mai fragedă atunci când este gătită. Soțul meu face acest acest lucru pentru că eu mă ocupam cu filmatul și el și-a dorit tare, tare mult să uh, gătească caracatiță. Așa că a executat. Într-o oală pusă pe aragaz a adăugat foarte mulți căței de usturoi și vreo trei uh, cepe. Apoi a adăugat boabe de piper, așa o mânuță să zic. Destul de multișoare, aș spune eu. După care s-a răzgândit și a... Uh, pus și mai multe, tot în acea apă care clocotea a pus și boia de ardei, aici puteți să puneți iute sau dulce, noi am pus uh, dulce în apa aceea ce clocotea cu condimente, uh, a speriat caracatița pentru că așa trebuie făcut, nu știu de ce, așa am văzut și noi, așa facem. O înmuiem de trei ori în apa aceea, o înmuiem, o scoatem iar o punem, iar o scoatem și facem acest uh, proces de trei ori. Am văzut că procesul se numește uh, speriatul caracatiței, apoi o punem cu totul în apa care uh, clocotește. Noi am avut trei caracatițe, una mai mare și două mai micuțe, așa că le-am pus pe toate uh, trei în uh, acea oală. Urmează să Fierbeți caracatița, acum depinde. 50 de minute, o oră, cam așa este timpul de coacere, să spun așa, al caracatiței, dar noi cum am avut una mai mare și două mai micuțe, pe cele două micuțe le-am scos după aproximativ 40 de minute, iar pe cea mare am lăsat-o la foc pentru o oră întreagă. Pentru această rețetă, după cum am spus, ne trebuie usturoi și în afară de usturoiul pe care l-am pus la uh, fiertul caracatiței, mai punem, ne mai trebuie usturoi și pentru călit. După ce am scos uh, uh, caracatița de la fiert, o vom tăia în bucățele aici, depinde de voi, mai mari, mai mici, separați tentacolele și o tăiați așa în bucățele. Apoi, într-o tigaie încinsă, am pus puțin ulei de măsline. Uh, un pic de unt, nu știu să zic că sunt cam două linguri de unt în această tigaie. După ce se va topi untul bine, bine de tot, adică nu mai vrem unt uh, solid în tigaie, vom adăuga usturoiul tăiat, n-aș spune pe mărunțel, dar oricum căței sunt... Uh, mărunțiți. Aici a fost o căpățână micuță de usturoi, deci a spune eu vreo 3 căței mai mari de usturoi. Adăugăm și caracatița și o vom prăji în acest usturoi cu uh, unt. Aș spune eu cam 2 minute pe parte, 2 minute pe parte, maxim uh, 5 minute, nu mai mult, ca ea să nu devină gumoasă. După ce caracatița s-a făcut, vedeți că e mai uh, aurie așa și miroase absolut uh, demențial a usturoi, urmează să o scoatem pe o farfurie și de servit o veți servi cu ce vreți. Voi noi am servit-o cu pâine uh, prăjită. Tot în acest amestec ați mai putea pune 4 un gel, dar noi nu l-am avut. A plecat băiatul nostru să cumpere, dar n-a ajuns încă cu el. Cam așa arată caracatița noastră, a fost absolut delicioasă și vă recomand să încercați această rețetă. Eu vă pup și ne vedem în clipul următor.